Salutare tuturor! Sunt Dariana, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip în care vreau să vă recomand 3 cărți de la editura Cutiuța cu Povești și vă invit cu mare, mare drag să treceți pe site-ul lor și pe pagina lor de Facebook pentru că au niște titluri care merită să fie descoperite. Vreau să încep cu o carte în limba engleză apărută la o editură din România și este vorba despre The Prophecy of the Eternity Roses, primul volum din seria The Adventures of the Barry Sisters. O recomand copiilor de vârsta mea, copiilor de peste 10-11 ani. Eu acum o citesc și este una foarte captivantă. Urmărește o poveste fantastică despre două surori și o profeție și puteți citi și voi sinopsisul. Cartea este scrisă de Mara Dumitru și ilustrată de Andrei Barbu. Cred că aceasta este autoarea, o adolescentă, și de asemenea ilustrațiile sunt foarte frumoase. Cartea are numai 80 de pagini, care după părerea mea se citesc foarte repede, scrisul fiind unul mare, și are un limbaj ușor, așa că merită să o citiți și voi, atât dacă vreți să începeți să citiți cărți în limba engleză, cât și dacă ați mai făcut-o. Este minunată și abia aștept să o termin și să revin cu o părere completă. Și următoarele două cărți sunt pentru copii mai mici, dar nu numai, așa că dacă aveți prieteni, cunoștințe, frați sau verișori mai mici, dar dornici de lectură, aceste două cărți sunt perfecte. Și prima este Căluțul din Margaretă de Andreea Călinescu și ilustrată de Alexia Udriște, care are un format mai deosebit, însă este o carte cu totul și cu totul deosebită, pe care am citit-o recent și m-a ținut în suspans. Această carte este despre Selena și bunica ei, ele locuind amândouă în vacanța de vară. Bunica ei are o grădină cu o mulțime de flori, așa că într-o zi când Selena o da margaretele, vede că în cea mai mare dintre acestea apare un căluț și este un căluț magic venit de pe un alt râm. Și acesta are de asemenea și o supărare venind aici pentru că își amintește de locul unde trăia el. Însă se întâmplă foarte multe lucruri cu o vrăjitoare, un blestem și așa mai departe. Și o să descoperiți voi dacă bunica și fetița reușesc să-l ajute pe căluț. Mi-a plăcut foarte mult, este o carte foarte scurtă, are aproximativ 40 de pagini. Și cealaltă carte de care vă spuneam este Trambulina Batovina, o carte cu o poezie foarte frumoasă despre o girafă pe nume Tina, care din întâmplare ajunge pe lună și versurile sunt foarte amuzante. Am citit această carte extrem de repede. Mi-a plăcut foarte mult cum scrie autoarea Nicoleta Sibișan și la sfârșitul cărții avem și câteva informații despre sistemul solar, o rubrică numită Descoperă sistemul solar cu Tina, unde avem informații despre sistemul solar și despre fiecare planetă. Și după părerea mea, aceste cărți sunt foarte bune ca să le fie copiilor citite atât de părinți cât și de ei înșiși. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Nu uitați să intrați și pe site-ul celor de la Cutiuța cu Povești, o editură căreia îi mulțumesc pentru cele 3 exemplare. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu. Noi ne revedem data viitoare!